Echipa antrenată de Atanas Petrov a pierdut în această sâmbătă în fața CSM Târgoviște cu scorul de 3-0. Meciul s-a disputat pe teren târgoviștean. Pe seturi, scorul a fost de 25-13, 25-9, 25-17. În clasament, CSU Târgu Mureș se situează pe locul 5. Data de 17 februarie, CSU Medicina se va confrunta cu CS Știința Bacău. Acest meci contează pentru turul fazei a doua Cupei României la volei feminin. Partida se va disputa la sala polivalentă Bacău de la ora 17.